Un nou grav accident rutier înregistrat pe parcursul nopții de marți spre miercuri s-a soldat cu pierderea unei vieți omenești. Evenimentul rutier a fost sesizat poliției municipiului Vatra Dornei printr-un apel telefonic primit la numărul de urgență 112 în jurul orei 21, prin care se anunța că pe raza comunei Poiana Stampei s-a produs un accident rutier. Oamenii legii deplasați la fața locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe drumul Național 17 pe raza comunei, din cauza vitezei excesive, un bărbat în vârstă de 33 de ani din județ Satul mare. A pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat cu mașina în afara părții carosabile, după care a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. La locul accidentului s-au deplasat și pompierii militari cu o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță smurd, cu sprijinul unui echipaj al serviciului de ambulanță județean Suceava. La sosirea echipajelor, șoferul se afla în stop cardiorespirator, iar salvatorii au demarat manevrele de resuscitare. Din nefericire, tot efortul a fost în van, deoarece victima nu și-a mai revenit și s-a declarat decesul. În cauză s-a întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.